Yo, salutare oameni buni și nebuni, bine v-am regăsit la un nou episod din seria mea la The Forest. Nu uitați să apăsați butonul de like, să strângem cât mai multe like-uri la acest episod nou. Și de asemenea, nu uitați să vă abonați, să apăsăm pe clopoțel pentru a vedea cele mai noi episoade din seriile voastre preferate. Ce mai facem în episodul de astăzi? Ei bine, mă gândeam să mai dăm așa puțină personalitate portreței noastre și aici în spate, dacă se poate, o să fac un fel de loc din ăsta potrivit pentru antrenament cu arcul. Și stai să-mi aduc aminte pe unde mai era ținta aia. Pe unde puteam să o craftez. Băi, ești nebun, am și uitat. Uite-o. Perfect. Bun, lol, dar arată puțin cam ciudat, puțin cam diferit. Așa, avem nevoie doar de 4 lemne din acele mari și o să le luăm de aici de aproape fără să mai fie nevoie să cărăm. Oh, am rămas chiar cu una în plus. Ok, păi atunci o să mai iau unul de aici de jos și o să mai continui pentru că nici până acum nu am terminat full acoperișul casei noastre. Mai am așa în câteva locuri de pus. Gen aici, aici câțiva, dar în mare parte e ok. Bun, perfect. Și am pus aici ținta mea. Oh my god, ce repede cresc arborii ăștia. Imediat cresc, frate. Imediat. Bun, și aceasta este ținta. Well, dacă vrei să te antrenezi cu arcul, poți să faci ceva de genul ăsta. Hai să vedem, nimeni în ținta? Mamă, miștoleanu! Hai să vedem, 3 din 3, frate. Una. Două. Și 3. Hai să vedem, care a fost cea mai aproape? Nici eu nu mai știu, dar oricum, e destul de mișto asta. Să mai adauge puțină personalitate, v-am zis. Așa, și hai să ne mai uităm ce mai avem pe aici. Avem casă în copac, ok, am putea să facem asta, dar nu. Pentru că vreau să fac și altceva. Custom foundation, nope. Skin rack din ăsta am. Arrow basket. Ăsta să știi că nu e rău. Uite, o să-l punem chiar aici, lângă. Am nevoie de multe bețe totuși și nu știu unde să le găsesc. Adică are sens, știi, pui ținta lângă și ai și o grămadă de săgeți la îndemână, numai bune de folosit. Așa, bețe, putem să culegem o grămadă de bețe. O să las puțin poarta deschisă și... Holy shit! Ce naiba, trebuie să avem capcanele pregătite, ce naiba. Peste tot. Oh my god, voi chiar nu vă învățați minte deloc, nu? Ia hai, jet. Jet acasă. Mă agasează rău vecinii ăștia mei. Vin în fiecare zi la cerșit. Ok. Chill, 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 chill. Și că n-am nimic cu voi. El, asta e o minciună gogonată. Deci te rog eu frumos, pleacă de aici că scot katana la tine. Pe bune. Ok, rip. Prostovane. Iar asta tocmai s-a uitat cum i-a murit bărbatul. Ok, rip. Nu, 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 că vrea să sară. Eu când vreau să sar, sar. Bun. Am scăpat. Păi, în mare parte cam asta e. Cam asta e tot. Oh my god, deja rămân fără bețe. Ați văzut ce folositor e să ai multe capcane pe aici, pe lângă. Și tocmai de-aia pun întotdeauna canibal la prăjit. Focuri multe, tot ce trebuie. Ok,
bun, 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 bun. Uite, mă, bețe. Ce trebuie mai mult? Data trecută am început să construiesc eu așa ziduri mai groase pentru fortăreața noastră. Și în partea aia am rezolvat problema. Ok, faza e că trebuie să iau neapărat sania asta și să mă duc să caut în alte locuri bețe, pentru că aici nu prea sunt. Și chiar și dacă sunt, trebuie să fie mai aproape. Ar mai fi o idee să mă întorc în curte și să tai toți arborii aceia mici, dar lasă. Asta este o treabă pentru altă dată. Un episod mai chill. Ok. What the fuck, bro? Ce-i cu Sania asta? Mereu posedată. Și foarte ciudat e faptul că, doamne, aici sunt o grămadă de bețe. N-am văzut niciodată atâtea bețe într-un singur loc. Uitați-vă și voi. Am nimerit în paradis? OMG! Iut, câte bețe pot să fie aici, nu pot să cred. Ia uite, peste tot găsesc. N-am mai văzut așa ceva. Care o fi explicația? Am găsit spawn! Am găsit scaun, spawn de bețe. Scaun. Am făcut și de la. Așa, și am găsit tips and tricks-ul ăsta în episoadele trecute, pentru că eu habar n-aveam că puteai să îți pui lemne într-o sanie și basically ai vreo 40 la îndemână, numai bune de folosit pentru orice construcție vrei tu. Și da, cam asta facem astăzi. Legem tot. Ha. E perfect așa. Sunt curios care e maximul, pentru că, uite, dacă stau să mă uit așa atent, aici intră chiar mai mult de 40, intră o grămadă, cred că minim 100 de bețe intră aici, dar cine stă să le numere? Hai să mai căutăm random așa. Vai, cât de fain a fost zona aia. Genial, genial. Aici așa random. Nu e la fel, bro. Aloe vera și marigold. Ok. Pot să-mi craftez din astea și badabim, badabum, ai ceai din ăsta care îți crește viața. Bun, ceai de mușețel. Am mai scăpat și eu puțin de răceală, fraților. Mă simt mult mai bine și pot să vorbesc fără să tușesc, ceea ce este superb. Fucking epic. Bine, încă mai tușesc puțin, dar e mult mai bine decât înainte. Stai, mă, unde naiba am ajuns aici? Iud, m-am pierdut pe hartă. A, aici nu e tre... Wow! N-avem de ce să facem acolo. Așa, aproape sunt totuși de gaura de mijloc? Damn! Bar n-aveam, jur. Adică știam că e undeva pe aici, dar nu că sunt așa de aproape de ea. Oricum, aici am defrișat eu foarte mult și am, cred că, minim 20 de sănii. Foarte de ajutor dacă vrei să ai defrișări de genul să tai jumate de pădure. Și cam asta a fost tot. Ok. Acum mă întorc în glorie cu săniuța. Deschidem și poarta frumos. A, uite ce mișto arată cu gardul ăsta și țepușele pe care le-am pus acolo. Zici că sunt Vlad Țepeș, direct. Nu intră niciun turc aici. Sau canibal. E ok. Pentru că dacă intră, îi facem shish kebab.
Ia, hai să mai tai puțin copacii. Mai intră, mă, ceva lemne aici? Oh my fucking god. Intră o grămadă de lemne. Perfect. Super tare. Trebuie să folosesc mai des treaba asta. Am ajuns. Bun. Iar aici voi pune săgețile. Nu-i așa? Încă două, parcă. Bun, hai să vedem. Mă, se văd, să știi. Deci chiar se văd săgețile. Mișto, foarte cool. Și mai am o grămadă, deci nu-mi fac griji. Cum făceam eu săgeți? Trebuie și bețe. Ok, nicio problemă. Ne craftăm mai multe. Ia uite. Țaca-paca. Și mi-am mai craftat câteva. Avem și cuibul de păsărele pe acolo, deci putem să luăm pene o grămadă, dar mă uitasem random pe YouTube și ziceau ăștia că oricum găsești săgeți random prin o grămadă de locuri, ceea ce e un pic ciudat pentru că n-am găsit chiar așa multe. În fine. Bun. Oh my god, cât de tare. Can't carry more blueberries. Am găsit semințe, dude, cât de tare. Cât de epic, dude. Mamă, 464 de dinți. Damn. Damn, son. Mișto. Măcar avem și noi o grămadă de fructe de pădure din astea. Și hai să vedem ce mai putem să mai construim noi astăzi. Vreau să fie un episod foarte productiv. Water collector mai avem. Cabană. Clar, cabană. Trebuie să avem și o cabană aici. Dar hai să nu construim tot aici în curte. Hai să o facem, hai să o facem în alt loc. Hai să o facem tot aici. Afară, gen. Da. Cred că n-ar fi o idee rea. Stai, mă gândesc unde să o facem. Știu unde. În zona asta n-am construit absolut nimic. Și este gol totul. Eu zic că ar merge de o cabană aici. Un pix să stea așa ca lumea. Și nu contează că am făcut-o puțin în sus, pentru că oricum îi punem scări. Și e perfect. Asta înseamnă 89 de lemne, deci o grămadă. Știu că noi avem casa principală acolo, dar nu strică să avem și o căbănuță undeva aproape. Bun. Și intenționez să mai fac și casă în copac. Ok, bun, bun, bun. Aprind aici focul. Și în afară de asta, hai să vedem ce mai avem pe aici. Bone basket, nu... Mare parte am făcut multe chestii. Platforma tocmai am pus-o. Zi de piatră și... Ok. Trebuie să continuăm cu drumul. Stai să mă gândesc. Oare merge așa? Surprinzător, da. Ok, chiar merge. Doar că nu am pus-o eu chiar dreaptă. Așa, mă, așa da, așa merge. Ok. Bun, și pe ăsta elimină-l. Nice one. Așa, mă, frate. Asta din nou înseamnă că o să avem nevoie de ceva pietre, dar e tot în regulă. Ok. O grămadă de sânii am aici și nu știu ce să fac cu ele. De fapt știu, dar nu pot în episodul de astăzi.
De obicei veneau pe tiroliană buște noi, dar noi avem o grămadă de lemne care stau aici degeaba în săniuțe și trebuie să le ducem. Trebuie să le ducem acasă. Hai, facem de 3 ori drumul ăsta. Punem în tot ce se poate. Chiar începe să prindă contur ca lumea, baza noastră. Niciodată n-am construit atât de multe chestii într-o serie de forest. Se vede că am fost ocupat cu seria asta și știu că a fost și pauză între episoade, dar, bă, frate, merită. Adică vreau și o să termin o dată pentru totdeauna seria asta și da, o să vină noaptea. Mai aștept puțin, nu-i grabă. Și o să nu intrăm în foc. Normal că nu mă duceam cu două lemne aici. Văd că mai sunt și copaci în partea asta. Aș putea să folosesc ceva dinamită. A, n-ar fi rău. Ok, foculețul. Puțină lumină în plus nu strică. Ca să vedem și noi ce se întâmplă pe aici. Și hai să mutăm mai aproape de copaci tănile astea. Am și dinamită la îndemână, deci ok. Să trag un pui de somn. Bă, încă nu e momentul. Dacă dorm, vreau să fie direct zi, nu să ne trezim în mijlocul nopții. Că, na, cam asta se întâmpla înainte când făceam greșeala asta. Ziceam, gata, a venit întunericul, eu nu mă mai joc. Și, bă, nu e chiar așa. Trebuie să ai puțin tică răbdare. Și știu exact ce să fac. Hopa, 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 i-am văzut pe păgeți. Wow, pe bune, nu mai avem nimic de mâncare? Uite. Blueberries, crește energia, crește sațietatea. Deci nu-i mai e foame caracterului meu. Da, super, știu că vin canibalii peste mine. Lasă-mă liniștiți că n-am treabă cu voi. Fiți de treabă și voi odată. Uite, puteți să veniți la poligonul meu de tragere. Vă antrenați cu săgețile. Facem pace. Vă învăț cum să vânați și nu o să vă mai mâncați între voi. Sau pe mine. Plus că la câte porcării am mâncat eu, ciuperci, fructe de pădure, iepuri și stricați, nu cred că să mai sunt așa gustos. Zic și eu așa. Ok. Oh my god, dar e ger, frate. OMG. E ger. Și am văzut și canibalii. Yep, cred că m-au văzut și ei pe mine. Dar, în fine, hai să punem primele lemne către casa noastră. O să fie un hibrid aici, o să mai pun ziduri de lemn și de oase. Peste tot vreau să se unească ca lumea locurile astea. Wow. M-am încuiat pe din afară, ce drăguț. Yay, căldurică. Hai să salvăm și să ne culcăm. Dormi, boss. Aolo, cred că au intrat ăștia în casă. Wait a second. Mai mănâncă niște pește, boss. S-auzeau foarte aproape canibalii. Sper că au plecat. Așa. Uite, mă. I'm back. Da, erau înăuntru pentru că uitasem eu poarta deschisă. Ce drăguț. Super tare. Mamă, ce am pe aici? O grămadă de construcții. Și parcă văd că nici până acum nu am prins un iepure în capcanele ale mele. Also,
Zona asta e genială pentru că, uite, am trei lacuri foarte aproape de casă și pot să pescuiesc oricând, deci sursă de hrană super aproape. Ok. Ce nu-mi place e că de asemenea am și cred că două peșteri de canibali super aproape. Asta chiar nu-mi place. Mamă, păi și eu ce vrei, frate, să fac cu sania asta? Tu, ce vrei să fac? A intrat în pământ, efectiv. Nu! No! Urât! Ce bug! Nu cred! Guys? Nici măcar nu... Nici măcar nu se mișcă. Ok, încerc altceva. O împingem cu cealaltă, Sani. Ok, ok, se mișcă, se mișcă. Ah, shit. Cred că faci mișto de mine. Dude, what the fuck? Ce ciudat. Bă, credeam că sunt mai mulți copaci pe aici. Dar, surprinzător, nu sunt așa mulți. Gen, sunt aici mulți, da. Și atât. Nu e pădure deasă ca în partea cealaltă. Hai. S-a dus. Ok. Stai așa că vine pădurarul geo pregătit. Bă, s-au strâns ceva lemne. Foarte eficient să folosești dinamita. Și drujba, da, și dinamita, băi, deci e super tare. Păcat că caracterul nostru nu... E frică, efectiv, să care mai mult de 5 bucăți de dinamită. Nu știu ce naiba are. Deci, da. O să car doar 5 bucăți de dinamită, dar și când dau cu una de asta... E genial. Cred că nici măcar nu se folosește pentru tăiat copaci, ci pur și simplu să dai după canibali, după mutanți din aia, dar bă, frate, mi se pare super eficient și știu și unde să găsesc mereu, deci nu e o problemă. Stai, cred că am patru bălți din astea de unde pot să pescuiesc. Nu trei. Oh my fucking god. Îmi da lovitura, fraților, cu locul ăsta. Și nu e ca și cum mi-ar fi frică de canibale, adică avem multe chestii care să ne protejeze, capcane, o grămadă, ziduri de apărare din ce în ce mai puternice. O ducem bine-s. Bine-s rău. Ok, am și o întrebare. Unde naiba se duc toate lemnele de aici? Că nu înțeleg. Nici măcar n-au... Ce naiba, se mișcă invers? Sunt pești din aia care notă invers. Hai să fim serioși, Bobiță, că n-are sens. Ia să merg eu cu lemnele astea și să le pun aici. Da. Cam ciudat. Deci, efectiv, nu pot să o ia de acolo. Hai, mă! Come on! Pe bune... Troll. Deci troll. Foarte troll. Hai că așa mai înțeleg. Uite. E puțin sucită. Hai. Mă descurc eu cumva cu ea. Sau nu? What? Ba da, ba da, da. Asta era din vina luminozității, nu vedeam eu. Dar aia, clar, nu mai merge scoasă de acolo, cred că a rămas buguită permanent. F în chat. Pentru săniuță. 2019-2020. Ne-a servit bine. Ah, uite, a prins capcana mea un canibal. Pietre! Serios, n-am nicio piatră la mine? Nu te cred.
Niciuna, mă. Băi. Chiar culmea. Hai că asta e tare. Strânge acolo pietrele. Ok, ok. Chill out, bro. Ce vrei, mă, urât-o? Ce frică e. Și să încheiem acest episod cu puțină vânătoare. Puțin vânat. Nu am... unlucky, unlucky. Săgețile mele sunt cam prafalete. Cam prafalete. Wait. Dacă vreau să fac săgeți din alea, trebuie... și de astea. Cool, 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 cool. Bine de știut. nu mai avem. E ok. Vânăm și așa, vânăm iepuri. Sau nu. Iepuri putem să vânăm cu praștia. Nu mai bine. Bine, asta dacă îi găsești, dacă îi vezi. Unde pana mea sunt iepurii? Nu văd iepure. Iepurică? Hai că... am dat-o bine pe asta. Dar să se oprească măcar. Până și iepurii sunt mai deștepți decât canibalii ăștia. Slabe șanse să văd ceva. Adică, uite-te și tu. What? Și să sperie. Să sperie de pietre. Oh my fucking god. Și când vine vorba de țintă, care e faza? Nah. Nu e worth. Nu e worth. Mai bine tragi cu arcul după iepuri. E mult mai bine. Cu praștia cred că cel mai bine omori căprioarele sau păsările, nu știu. Cam stupid, though. Nu știu dacă ăla e un iepure. Nu-mi dau seama. Ba, da. Da, abia se vede. Uf. Oh my god, ce snipe am dat aici, fraților. Fără țintă. Zeu. Direct. Așa. Dacă nu mă înșel, am un foc pe aici. De... îl pun direct la prăjit. Bun, dar cam asta a fost cu episodul de astăzi, fraților. Nu uitați să apăsați butonașul de like și noi ne auzim data viitoare când toate lucrurile astea vor fi terminate. Inclusiv zidul de apărare, cred că ar fi și cazul. Și da, lăsați sugestii în comentarii despre ce aș putea să mai fac. Ce construcții noi aș putea să mai fac și ce aș mai putea să mai craftez, pentru că e destul de interesant. Bun, ne auzim data viitoare. Pa, pa!